În perioada 31 octombrie-9 noiembrie, la Palatul Parlamentului s-a desfășurat cea de-a doua ediție a hackatonului studențesc România fără dosar. Specializarea media digitală din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava s-a calificat în faza finală a competiției cu două echipe, DigiUSV și MediaUSV. Cele două echipe au obținut locul 2, respectiv locul 3 în cadrul competiției. În cadrul evenimentului, 10 echipe de studenți reprezentând 10 facultăți de la 7 universități din întreaga țară au lucrat alături de 10 mentori deputați pentru crearea unor campanii de comunicare care să contribuie la încurajarea plăților electronice în toate categoriile sociale ale populației sau care să încurajeze instituțiile publice să se integreze cu platforma ghișeul.ro. Echipa DigiUSV, formată din Alexandru Neamțu, Ecaterina Moreraș și Emilia Vântu, a obținut locul al doilea. Bună ziua, noi suntem echipa DigiUSV, formată de studenții Neamțu, Ilie Alexandru, Ecaterina Moraș și Emilia Vântuleac. Trebuie să menționăm faptul că, în implementarea acestei campanii de comunicare, avem întreg suportul doamnei deputat Ana Loredana Fedescu. Aceasta urmând să inițieze un proiect legislativ și are ca scop principal finanțarea înrolării gratuite a tuturor primăriilor ce nu sunt înrolate în platforma ghișeul.ro. Mai exact 20% din primăriile din orașele mari și 73% UAD-uri din mediul rural, aproximativ 2.900 de comune și 44 de orașe. Proiectul Digifonic își propune să dezvolte această campanie de comunicare pe rețelele de socializare, în mod special Facebook și Instagram. De ce am ales aceste rețele? Pentru că sunt cele mai utilizate rețele sociale din România. Pe Facebook, la începutul anului 2022, avem 9,9 milioane de utilizatori, iar pe Instagram 5,4 milioane de utilizatori. Echipa MediaUSV, formată din Daniela Căpusneac, Ioana Neamțu, Florina Arina Pușcașu și Daniela Burac, s-a clasat pe locul al treilea. Suntem echipa MediaUSV și ne-am propus să contribuim la simplificarea proceselor administrative prin realizarea campaniei de comunicare electrică. În parcursul prezentării, vă încurajăm să răsfăiți faptele pe care le-am urmărit. Această campanie este adresată românilor din diaspora, cât și publicului general, pentru încurajarea utilizării site-ului ghișeul.ro și, totodată, îmbunătățirea atitudinilor și abilităților de utilizare a metodelor digitale de plată de către consumatorii români. Cum vom realiza noi asta? În ultimul an, s-au născut mai mulți copii români în afara granițelor țării decât pe teritoriul României. De asemenea, conform datelor puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor de Externe, peste 5,7 milioane de români se află în afara granițelor țării. Câte taxe și impozite rămân astfel plătite sau sunt întârziate? Asistent universitar dr. Iulia Sârghi-Covalciuc de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării a făcut parte din juriul competiției, alături de profesor universitar dr. Camelia Cmeciu, Alicia Cobescu, jurnalist, conferențiar universitar Alexandra Iancu, conferențiar universitar dr. Claudiu Tufiș, asistent universitar Bogdan Oprea, Alin Panc, actor, Radu Puchiu, Mihai Rădulescu, jurnalist, Cristian Șuțu, jurnalist și Dragoș Cristian Vlad, director Autoritatea pentru Digitalizarea României.